Bun. Acum să trecem pe Mai. producția de carne. Producția de carne, ce înseamnă un management? Doamna doctor, revenim un pic. Înainte de asta vreau să mulțumesc. Deja avem întrebări. Mulțumim privitorilor, mulțumim celor care sunt interesați. O să adresăm întrebările dumneavoastră, dar până atunci aș vrea să-i dau un pic cuvântul domnului director Lucian Popovici, grupul Cosarom, compania Vitop, membra grupului Cosarom. Ce înseamnă, cât de rentabil mai este astăzi să faci performanță în avicultura românească, domnule director? Dacă vorbim strict de rentabilitate, atunci ar trebui să spunem toți, hai să plecăm acasă, să ne luăm jucăriile și la revedere. Nu. Noi trebuie să fim truditori și să ne gândim că în perioada asta de 3 luni de zile, nu zic mai mult, peste tot s-au spus eroi din spitale. Mă doare sufletul că nimeni în toată România asta nu a spus vreodată, dar și truditorii din avicultură, cei care au asigurat carnea oamenilor care au stat acasă liniștiți, nu s-a spus niciodată nimic, nici nu s-a vrut să spună. Și la noi riscul era mare. Cazul meu, mă întâlneam cu 400 de oameni în fiecare zi, da? Și la mine exista posibilitatea contaminării. Nimeni n-a zis niciodată nimic de acest lucru. Au fost numai cei din Da, un spitale, e aspect. adevărat. Aspect, păi asta e. Aici nu Da, se un spune, aspect aici nu foarte se spune. important, așa este, Nu să avem o menții tu, voce. să furnizezi. Nu avem, noi nu suntem vocali. Noi nu știm să ne facem să fim importanți. Nu contează cât de performant ești tehnic și economic, dacă nu știi să-ți pui în valoare aceste aturi. Și aici am să fac o discuție mai largă. De ce s-a ajuns? Cauze și efecte, da? De ce am ajuns cenușăreasă? Am ajuns cenușăreasă de mai multe motive, deși nu ar fi trebuit să fie așa. Noi, specialiștii, am încercat să fim în top cu genetica și suntem. În România, vreau să vă spun că se cresc pui de carne din cea mai bună genetică. Și, cum știți cu toții, în Europa sunt cei doi, Rosu și Cobu. Nu fac reclamă la cineva. Deci, Corect, ai cea corect. mai Nu. bună genetică. Echipamentele, utilarea halelor este perfectă, da? Inclusiv pentru condițiile de vară, da? Și toți știm că inclusiv în perioada verii, când afară sunt temperaturi de peste 40-42 de grade, da? În zilele caniculare, noi avem sisteme pentru răcire și pentru a asigura temperatura optimă a puiului funcție de vârsta lui. Asta a reprezentat bani. Nu în ultimul rând, măsurile de biosecuritate. Măsurile de biosecuritate sunt respectate întru totul în toate unitățile autorizate, supuse controlului sanitar veterinar. Și lucrul ăsta este important și spunea mai devreme doamna doctor Alexandru că nu se poate face zootehnie sau avicultură pe medici veterinari. Da, fără ajutorul medicilor veterinari nu se poate face zootehnie. Eu în direcțiile sanitar veterinare nu văd niște hingeri, văd niște colegi de ai mei care vin și ne ajută în crearea unor producții performante, în crearea unor produse de cea mai bună calitate obținută în condiții de biosecuritate maximă. Poate anumite aspecte nouă ne scapă în ceea ce privește biosecuritatea, iar sosirea lor în unitate totdeauna o consider binevenită. Nu fac acum apologia Corect. medicilor veterinari, dar trebuie să înțelegem că nu poate fi zootehnie fără medicină veterinară și medicină veterinară fără zootehnie. Fără zi. Absolut Un perfect. alt aspect care a determinat că avicultura românească să fie o cenușăreasă, da? Acum am spus lucrurile bune, trecem și pe lucrurile mai puțin bune. Sunt tot felul de indivizi, fără o expertiză în ceea ce privește nutriția și alimentația păsărilor și animalelor de fermă. Repet, eu vorbesc doar pentru păsări și animale din unități autorizate, supuse controlului sanitar veterinar. Vă rog mult, insist pe aspectul ăsta. Și am să vă spun Absolut, fermele următorul lucru. comerciale autorizate. Ferme comerciale autorizate. Da. Ce se întâmplă? Vin foarte mulți și încep să ne facă o reclamă negativă. Domnule, nu consumați carne de pasăre, că conține hormoni, că hormonii se administrează după abatorizare. Am auzit tot felul de elucubrații de genul acesta. Iar noi nu am avut puterea să-i aducem în instanță pe acești infractori. Eu îi cataloghez infractori. În toată România și în toată Uniunea Europeană nu se poate administra hormoni în creșterea păsărilor, a porcilor sau a tuturor animalelor a cărei carne este destinată consumului uman.
Eu aș vrea odată pentru totdeauna să clarificăm acest subiect, această mojicie făcută de persoane care, repet, nu au expertize în ceea ce privește nutriția și alimentația păsărilor și animalelor domestice. Dar deci încă avem o informare precară. O informare avem precară o informare de vedere... precară și niciodată nu i-am adus în instanță pe acești infractori care ne-au denigrat și care ne-au denigrat în mod arbitrar. Deci spuneți că în mod direct și indirect au adus mari daune sectorului. Au adus prejudicii imense. M-am întâlnit de foarte multe ori cu persoane care îmi spuneau: „Voi, dar n-aș mânca carne de pasăre sub nicio formă, pentru că reziduri de antibiotice. Nu există nici reziduri de antibiotice. Vai, nu mâncați carne de pasăre care au hormoni.” Am mai auzit niște lucubrații la unul că nu, domne, că se injectează hormonii după sacrificarea păsărilor. Păi pentru ce să mai injectez hormonii aia? Dar nepricepere, necunoaștere care aduce pagube uriașe. Nu consumați carne de pasăre care au reziduri de antibiotice, pesticide și așa mai departe. Total exclus. Absolut toată carnea este verificată în abatoare și de asemenea este pe toată rețeaua de distribuție. Nu, eu fiind un distribuitor la nivel național, am carne de pasăre distribuită în toate județele. Peste tot, echipe sanitare veterinare din toate județele iau probe de carne și le analizează. Nu pot exista așa zisele șmecherii. Nu mai există. Alea poate dacă se făceau înainte de 90, dar nici atunci nu se făceau pentru că nu exista carne. Ce să mai vorbim? Astea sunt mințile unor oameni bolnavi care n-au crescut în viața lor un pui, n-au crescut în viața lor un porc, n-au făcut nimic, dar își dau cu presupusul. Aici a fost greșeala noastră. O altă cauză care a determinat acest aspect a fost a unor colegi de-a mei, producători de carne de pasăre, care au făcut o reclamă neprincipială. Consumați carnea de la mine, carnea mea nu conține hormoni, carnea mea nu are reziduri, carnea mea este crescută numai cu cereale. Exclus! Carnea de pasăre în sistemul intensiv nu poate fi obținută numai cu cereale. Se folosesc și premixuri, vitamino-minerale, se folosesc și șroturi, pentru că altfel nu vei ajunge niciodată la o performanță tehnică care să-ți asigure și performanța economică și care să te ține în piață. Adică foarte multe minciuni am promovat și noi și trebuie să avem puterea să recunoaștem că așa a fost. Adică spuneți că marketingul sau faptul că a fost această concurență între membrii Uniunii Crescătorilor de Păsări, adică pe de o parte corectă, în limita, să spun, a unei evoluții normale, firești, legale, dar cât și la limita unei legi. La limita, cum să vă spun, păi nu poți să spui de ce să scrie pe etichetă în conținut hormoni când toată lumea știe, dar orice producător, că nu se folosesc hormoni, sunt interziși. Astea au amețit puțin piața și au apărut acei propagandiști care habar nu au ce vorbi. Și nu în ultimul rând, educația alimentară precară. Eu am observat comportamentul cumpărătorului, prețul cel mai mic, calitatea nu contează. Din păcate, eu vreau să vă spun că sunt unitate care în primul și în primul rând am pus accentul pe calitate și siguranța produsului alimentar. Foarte puțină lume este, păi se spune peste tot acum, domnule, nu consumați carne din porc, este susceptibilă de a fi contaminată cu salmonelă sau, eu știu, alte minuni. Nu vreau, nu cunosc, n-am făcut analize, nu vreau să incriminez. Păi, domnule, dacă atunci există un oarecare risc, de ce nu te duci și consumi o carne de pasăre românească care este sigură, nu? A, diferența de preț. Păi totdeauna orice cumpărător ar trebui să înțeleagă următorul lucru. O carne de calitate la un preț scăzut nu găsești, o carne de calitate proastă și la un preț mare poți găsi. Deci eu nu mă ascund după... Eu sunt un om direct care îmi place să spun realitatea, nu să tot mă învârt în jurul cozii. Corect, deci credeți că o campanie de a susține un consum de produse românești, de produse locale, produse avicole, produse, să spun, sigure și de mare calitate, e nevoie mai mult ca niciodată? Sau? Noi vorbim de calitate și vorbim prea puțin de siguranța produsului. Cred că cel mai important este să consumi un produs sigur. Un produs sigur și de bună calitate are un preț ridicat. Eu vă spun, am văzut carne de pasăre, pulpe de pasăre aduse de pe alte meleaguri la un preț de vânzare de 3,3 lei. Este imposibil să produci așa ceva. Sau dacă produci și vinzi la prețul ăsta, te paște falimentul în cel mai scurt timp. Da?
Corect. Deci asta corect. Trebuie să înțeleagă consumatorul. Un produs la un preț foarte mic de vânzare ascunde ceva. Nu știu ce ascunde, dar ascunde. Eu, dacă nu aș fi în meserie și aș vedea așa ceva, cu siguranță nu aș cumpăra produse la prețuri foarte mici. Pentru că niciodată nu o să găsești un Mercedes nou la un preț de Fiat, ca să nu supăr pe nimeni piața românească. Deci este foarte clar. Pe online putem da, putem da pe online exemple, deci nu e o problemă. Putem da. Sau un lucru grav care se întâmplă, vă rog, ca să-mi termin ideea și pe urmă continuați. Da. Ce m-a frapat, m-a siderat, am văzut în piață că un kilogram de fasole păstăi costă cât 3 kilograme de pui grill. Respectiv, păstăile sunt 16-18 lei, iar puiul grill se vinde în hipermarket cu 5,67 lei. Spun că îi reclamă pe toate posturile de televiziune. Nu cred că la așa ceva mai există ceva de spus. Deci, nu cred că mai există. Da, așa este într-adevăr, este într-adevăr un semnal de alarmă, dacă putem spune. Aici este și factorul geopolitic și globalizarea. Nu vreau să întind prea mult discuția categoric, pe această... Dar România, cum spuneam, ca stat membru cu drepturi și îndatoriri, categoric avem datoria în această lume să discutăm în lumea europeană, mă refer în familia europeană, să analizăm, să discutăm și să negociem, bineînțeles, politicile pe care le luăm în numele statului român și în numele, bineînțeles, al producătorilor noștri interni. La urmă urmei, asta e menirea. Dar vreau să vă spun un lucru. Apropo de acest, vă rog, pe scurt. Unde există patriotismul local? Să știți că fiecare în vestul Europei, și am destulă expertiză, am vizitat toată lumea asta, da? Am fost de la Cape Town și până la Reykjavik, din București și până în Honolulu. Am văzut toată lumea asta. Să știți că peste tot sunt naționaliști și își cumpără produsele proprii. Vă rog să mă credeți. Da, este o realitate asta, sigur. Nu există acest cult pentru produsele românești. Noi am spus la de fiecare tată la prețul agraria. Cel mai mic reprezintă principalul factor care îl determină, care îi determină pe marea majoritate a românilor să cumpere. Și am să vă spun un lucru, să nu mi se spună varianta, suntem prea necăjiți. Nu suntem prea necăjiți. Cumpără un produs sigur, pentru că atunci când iei un produs de o calitate îndoielnică, s-ar putea să îți determine niște afecțiuni ale stării de sănătate și să te coste mult mai mult după aia revenirea la stare inițială de a consuma acel produs. Eu știu, așa de este. O calitate și de o siguranță îndoielnică. Noi la Agraria, de fiecare dată când am dezbătut tematici, și acum o să discut cu colegul meu, cu domnul Iacob Lelior, am militat și am însuflețit și am transmis acest mesaj: gândește global, consumă local. Această vorbă cred că este extraordinar de importantă pentru noi și să o diseminăm în rândul populației, în rândul consumatorilor, să înțelegem cât de important e să susținem că toate aceste eforturi, mai ales în zootehnie, nu se fac bătând din palme sau nu se fac așa căzând din cer. Domnule Iacob Lelior, sunteți unul din promotorii și din susținătorii legii zootehniei. Ați fost chiar, cred că, unul din membrii de bază în conceperea acestei legi. O lege bună, nu intrăm aici, bună, rea, dar semnalele, eu cel puțin, sau toți cei care suntem și milităm în zootehnia românească, a adus un mare plus. A adus legea zootehniei astăzi în România un mare plus. Domnule Iacob Lelior, pe scurt, ce înseamnă nevoia de reproducție? Pentru că vorbeam de producții, nu putem face producții fără reproducții. Nu putem face fără o structură bine concepută de a produce atât pui de carne cât și găini ouătoare fără o reproducție în amonte. Așadar, vreau să vă întreb cât de importantă este acest aspect și mai ales ce factori, din punct de vedere al dumneavoastră, ca specialist, doctor în zootehnie, ce factori influențează, pe scurt, dacă ne puteți spune, producția de carne și de ouă la pasăre? Da, mulțumesc, Radu, salut și eu pe această cale colegii din emisiune, invitații dumneavoastră de astăzi, salut pe toți privitorii. Într-adevăr, aș începe cu câteva chestiuni generale. Toată lumea se întreabă
Pentru că de aici apar și problemele vis-a-vis de consumul cărnii de pasăre, cum spunea colegul Lucian sau domnul profesor mai devreme. Cum ajunge un pui de carne la greutatea de 2 kg sau peste 2 kg în 38 sau 42 de zile? Este un lucru probabil mai puțin știut de mari sau marea parte din consumatorii din țara noastră și nu numai din țara noastră. Și aici aș vrea să aduc în discuție mai multe câteva aspecte. În primul rând, la păsări s-a lucrat foarte bine în capitolul genetică. Dacă la celelalte specii intervalul între generații este foarte mare, cum e la bovine, 5-6 ani, intervalul la păsări este foarte mic și atunci, sigur, cercetările și progresul genetic în acest sector a venit mult mai ușor și ăsta este și motivul pentru care astăzi și România folosește cei mai buni hibrizi de pui de carne din lume, cum spunea domnul director mai devreme, vorba de Kobe, vorba de Ross sau Hybro, hibrizi pe care îi folosesc toate țările dezvoltate și cu un sector avicol foarte dezvoltat. Bineînțeles, aici la care putem adăuga tehnologiile performante, anii de reconstrucție ai, știu eu, construcțiilor avicole în România, anii 70 și astăzi ajungem la legea de care probabil vreați să ajungem. Este vorba de legea 227. Început dezbaterile în această lege încă din anul 2018, unde România a considerat că este nevoie ca acest sector, sectorul avicol, să fie susținut din punct de vedere financiar pentru a putea fi o forță în Europa și nu numai. Această lege se adresează în primul rând crescătorilor, celor care au în acest moment ferme și vor să-și lărgească locurile de cazare, să-și mărească locurile de cazare. Se adresează celor care doresc în momentul de față să plece de la zero, să facă investiții în zona de reproducție, în zona de incubație sau de creștere. Sau, bineînțeles, cei care au capacități de producție aflate în conservare și doresc să-și orienteze investițiile în această zonă. Sprijinul financiar în momentul de față, conform legii, este de 40%, bani de la bugetul statului, dar poate fi mărit în funcție de situații. Dacă respectivul solicitant are o vârstă, e tânăr fermier, de exemplu, sub 40 de ani, dacă investiția se realizează în zone cu constrângeri geografice și, bineînțeles, pentru a întări colaborarea sau cooperativele în acest sector, pentru cei care sunt, știu eu, asociați în cooperative de producție și doresc să realizeze aceste investiții. Iată că poate cineva se întreabă de ce durează atât, de ce au fost dezbateri pe acest domeniu. Chiar astăzi, din câte informații am, legea respectivă urmează să fie depusă în plenul Parlamentului și cred eu că va fi și votată, bineînțeles, cu modificările de rigoare, că am înțeles că au fost depuse și câteva amendamente la această lege. Cred eu că, bineînțeles, or să apară tot mai mulți investitori în această zonă, pentru că este nevoie să ne asigurăm producția internă de carne de pasăre, să ne asigurăm producția internă de ouă și să devenim mai puțin dependenți de producția de afară. Așa Corect. Cum spunea și domnul Lucian, încurajez să consumăm produse românești, să fim un pic patrioți, să fim un pic naționaliști, pentru că avem specialiști foarte buni și zootehniști și veterinari, avem capacități de producție foarte bune și, nu în ultimul rând, avem dascăli și profesori foarte buni. Corect. Oricum, noi vom trage o concluzie la sfârșit vis-a-vis de acest aspect față de ceea ce ai spus și tu un pic mai devreme. Până când o să discut și aș vrea să-l întreb pe domnul profesor vis-a-vis de stadiul actual al acestei legi privind sprijinul în reproducție în avicultură, avem o întrebare, adică mai multe întrebări de fapt, dar domnul Puiu Ilisei vă întreabă așa, doamnă și domnilor.
Situația dezastroasă în care ne găsim se datorează importurilor scăpate de sub control. Prima întrebare. De ce se permite importul din țări aflate în carantină datorită gripei aviare? Și aici dumnealui spune Polonia și sau Ungaria. Și a doua întrebare. De ce se importă masiv sub brand propriu românesc al supermarketurilor? De ce se permite importul acesta de dumping? Ce fac organizațiile de protecție a consumatorului și ANSVSA-ul? Bun, aici aș vrea pe scurt să spun un punct de vedere vis-a-vis de cum putem rămâne competitivi pe plan național. Domnule președinte, doamnă doctor, domnule director, deci cum considerați, eu vă rog, vă invit. În primul rând vreau să vă spun că legea 227 din 2019, de care a făcut vorbire domnul Lelior, este neoperabilă încă, deci nu operăm pe această lege. Nu s-au acordat niciun fel de sume pentru investiții în reproducție sau în creștere. Ea este în Parlament, se pare că săptămâna asta, din câte am înțeles, va trece prin astăzi. Plen. Și astăzi, domnule. Astăzi, da. Astăzi, da. Foarte bine. Deci după ce iese din Parlament și va fi promulgată, să sperăm că se vor găsi și sursele pentru alimentarea bugetului, pentru că la începutul anului au fost foarte puțini bani alocați pentru aceste două legi, și pentru pasăre și pentru porc, și să începem să facem investiții. Trebuie să amintim că această lege este făcută pe o aprobare a Comisiei de Ajutoare de Stat, care sunt la scadență. Practic, această aprobare este pe an al treilea an deja, trebuie notificată Comisia pentru prelungirea acestei aprobări și acordarea în continuare de ajutoare de stat pe baza acestei legi din bugetul național. Este o lege bună, o inițiativă bună, o lege bună, dar din păcate nu operează nici în momentul de față. Sperăm ca anul ăsta să devină operabilă. Din punct de vedere al celorlalte autorități și vis-a-vis de importul și de întrebarea domnului Ilisei, eu am spus-o și colegilor noștri, legat de Autoritatea Națională de Protecție a Consumatorilor, vrem să ne adresăm acestei autorități cu rugămintea de a face mai multe controale în zona etichetării cărnii de pasăre cu țara de origine. Noi am importat anul trecut circa 143.000 de tone de carne de pasăre. Și când ne ducem în piață, nu vedem nicăieri etichete cu țara de origine a țării respective. Am adus carne din Ucraina, care este țara asociată Uniunii Europene, nu este membru, dar are un contingent care, mă rog, îi permite să vină cu carne în Uniunea Europeană. Este o situație care trebuie văzut exact unde se duce această carne, pentru că etichetă cu carne din Ucraina n-am văzut, deși toți vedem magazinele cu carne și nu găsim așa ceva. De asemenea, am văzut foarte multă carne adusă din alte state membre, unde scrie doar origine România, dar nu scrie unde a fost crescut puiul respectiv, exact ce spune legislația. Și lucrurile astea trebuie clarificate pentru ca, mă rog, onor consumatorul nostru să știe exact de unde cumpără și ce cumpără. Noi vrem să cumpere produse locale, să, mă rog, promovăm patriotismul local, dar dacă nu-i dai informația corectă, el n-are de unde să știe aceste lucruri. Și în următoarea perioadă vrem să ne adresăm Autorității Naționale de Protecție a Consumatorului cu rugămintea să verifice mai bine aceste lucruri.